Accidentul s-a produs în jurul orei 19 în apropiere de localitatea Satu Nou. Pe acest sector de drum, autovehiculele se deplasează cu dificultate datorită gheții. Conducătorul auto a pierdut controlul autotrenului și s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Din fericire, tirul nu era încărcat cu marfă și nu s-au înregistrat victime. Pagubele sunt însă importante. Condițiile meteo nefavorabile fac ca și la această oră traficul să se desfășoare cu dificultate pe drumul național 22C. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență maximă și să adapteze viteza la condițiile de drum.